Liviu parcă ar fi vrut să ne spună el câteva secrete, dar poate data viitoare. Eu aș putea să spun multe secrete cu care aș putea să câștig, dar nici nu vreau să mă aresteze nimeni mâine. Vezi ce e mai important? Premiul ăla cu Bogdana sau arestul? Cred că premiu. Trebuie să fie și un secret de impact să fie votat. Păi deja e greu să câștigi, frate. Liviu avea o suită întreagă de întrebări prin care voia să afle cel mai ascuns secret al Andrei. Ai avut legături cu bărbați din zona asta infracțională, interlopii? Nu. Dumnezeu, nu, pot să spun doar că în fosta relație, aia mai lungă, tipa aia din familie, ți-am zis eu, în momentul în care i-am văzut numărul de telefon, înainte să văd numărul de telefon, în mesaje și așa, l-o văzim în desfășurător, de obicei eu mai căutam pe Google. Da, și n-am găsit-o pe o pagină tocmai ok. Ai găsit-o pe escorte? Da. Se prostitua? Da, așa. Încă e cu ea acum, a fost o iubită? Sau a fost cu ea o perioadă lungă? Păi dacă făcea parte din familie, era fina sursa. Ne alegem un secret care nici să nu te pună pe tine într-o lumină proastă pe viitor. Păi ce ți-am povestit eu până acum? Secret ar fi fost cel mai așa că fostul tău te-a lăsat pentru o prostituată. Ceva mai așa. Nu m-a lăsat. Tu l-ai lăsat pentru că l-ai... Păi da, nici da, tu nu că... l-ai lăsat. N-a rămas cu ea. N-a rămas cu ea, da. Te-a înșelat, fostul tău te-a înșelat cu o prostituată. Pe vremea aia și tu l-ai iertat. Pentru că n-aveam negru pe alb. Pentru că n-aveai dovezi. Asta ar putea fi... era scuza mea la momentul respectiv. Tot ce e controversat strânește interes în lumea asta. Dăm ceva mai... Să lase pe cineva cu gura căscată, să zic, chiar pe bune, știi, serios? Ai fost vreodată încătușată? Nu. Nu? Bine, uite un secret tare. Yeah. Tot în relație de 5 ani jumate. Din cauza că nu aveam acces la telefon, am luat... La telefonul lui? Da. Am luat din farmacie somnifere naturiste. Ești nenorocită. Și noi mai luam, nu știu, mai luam miere cu diverse chestii prin ea și cred că era răcit în perioada aia sau ceva de genul. Și m-am gândit. Te găsi și somnifere în ceai. Nu i-am băgat în ceai. L-am amestecat cu lingurița de miere și m-am dus repede și ea să ia repede pentru răceală ca să pot să am eu acces la telefon. Și ai băgat fața să-și deblocheze? Nu, nu era fața pe atunci. E vorba de ani de zile. Da. Știai parola? Nu mai știu dacă știam parola, dar nu aveam nevoie de parola. Pentru că după ce i-am dat amestecul ăla de naturist cu miere și așa, aveam eu siguranța că îmi se trezește și pot să iau telefonul. Pentru că era la modul, adică telefonul la tot prima nițe l-avea după el. Și după ce și-a făcut efectul... Și-au făcut pe bune? Da. L-au dormit așa, instant? Da, pentru că am luat telefonul și pe aia mă și l-am conectat la calculator, că există un program, n-ai nevoie de parolă. Și bagi programul ăla și pe baza programului ăla i-a pus să iei absolut orice, poze, șterse, mesaje și așa mai departe. Nu cred. Asta ți-i de ajuns. Mergem cu ăsta, defilăm cu ăsta. Băi! Da, dar în momentul ăla, cel puțin când am conectat telefonul la calculator, a început să-mi bată inima atât de tare și mi-ntremurau și exact. Și mi-ntremurau și mâinile și picioarele și am avut o durere insuportabilă de cap. Nu am mai vrut să trec prin chestia aia. Nu-ți dai seama. E ca și cum mai fi cu, nu știu, cu 5 kg de pe aeroport când treci prin security. Nu? Nu știu. Ceva de genul. Bine, nu zic. Nu ferească Dumnezeu. Andreea detectiva. Nu sunt mândră de ce am făcut, pentru că a fost o perioadă destul de toxică pentru mine, toxice, dar... multe lucruri pe care le faci, nu... Asta nu le mai faci, nu le ai face când adică, gândești la ele. Dacă stau să mă gândesc la perioada de atunci și cum sunt în momentul de față, am avut foarte multe lucruri de învățat. Adică pe lângă faptul că am învățat să mă temperez, am învățat să mă oferez de persoane toxice, nu mai accept toxicitate, știu când să mă opresc, știu care îmi sunt limitele, știu ce poate să-mi declanșeze o stare neadecvată și mă îndepărtez de astfel de persoane, că de-aia e important și pe cine ai alături, pentru că în momentul în care stai cu cineva, îți transmite o stare și dacă starea aia te duce în punctul de a nu mai fi tu,
nu e ok. Să stai nefericit zi de zi sau să stai cu frica că exact. Va face ceva sau va greși sau... Exact, și gândește-te că eram genul de persoană, adică aveam certuri zilnice și efectiv din gura mea nu auzeai decât vreau să ne despărțim, pleacă să nu te mai văd. Și nu făcea chestia asta. Întotdeauna era fix acolo, fix asta acolo. E o chestie... Adică au fost foarte multe momente în care poate am plecat de acasă de nervi, plecam cu mașina. Și efectiv, să era, puțin singură, da, și efectiv era după mine. Poate aveam moment în care vorba aia ne alergam pe oraș. Adică eu alergam ca să scap de el și el după mine... Să cum... vadă ce faci, unde te duci și ce ai în cap. Exact. Genul ăsta de comportament al bărbaților, nu pot să spun că și eu l-am mai avut. Da, da, uite, să pun eu... monopol pe femeie, să-i controlezi viața, să nu-i lași... Știi ce cred eu că a avut toate chestiile astea? Adică n-ai cum, faci chestiile astea și toate chestiile astea de control pentru că tu știi ce faci. Și în ciuda faptului că el știa să se controleze foarte bine, vezi, stând atâta timp în casă și descoperind anumite minciuni, îi vedeam reacțiile. Și de fapt ce ai aflat atunci, în poziția aia? Vorbea cu femeie? Da. Bun. Te-a deranjat? Nu-ți dai seama. L-ai certat? Nu mai ceartă, îți dai seama. L-ai iertat? Atunci da. Nu vorbea nimic prea mult sau... N-am descoperit mare lucru. Nu ai descoperit mare lucru, dar ai fost în stare să faci toți pașii ăștia ca să... Oh, da. Și vrei să spui, dar cât am mai făcut, nu? Nu, chiar nu. Rămâne la treaba asta și dacă îți mai vine ceva mai... Ți ajunge. Măi, Andreea, eram mică. Sparge și serverele de la NASA dacă o lăsați, credeți-mă. Sparge și serverele de la NASA dacă o lăsați. A fost o perioadă destul de toxică atunci. Nu sunt mândră cu ce am făcut la momentul respectiv. Mi-e bine să spun ce, adică, mă, puteai să omor omul ăla, că poate avea, no, Doamne, pic, avea o alergie la o substanță, no, de-aia. Erau naturiste. Ne cunoșteam de tot timp. Păi știu, da. Ai făcut un cocktail de... Îndrăcit, mi-au eu tratamentul, da? Eu m-aș gândi de multe ori înainte. Eu m-aș gândi bine. Și există așa un program? Da, există un program pe... Nu faceți acasă. Doamne, nu faceți acasă. Nu faceți acasă nimic din ce s-a aflat în emisiunea de astăzi. Dar nu știi să faci. Nu mai știi, au schimbat serverele, nu mai fac. Nu par, nu păreai. Ce să zic? Poate tocmai de asta, în momentul de față, sunt și atât de radicală și am grijă în alegerile pe care le fac. Radicală, da, exact, ca fundamentaliștii ăia, știi? Când îți pui în cap să faci ceva, păi faci. Oarecum. Oarecum, zice ea așa. Oarecum. Da. De asta îți pui tu rujul ăla mai închis, așa mai... Da. Și înțeleg că au mai fost și altele pe care nu le-ai... Am povestit destul de mult cu tine. Da, am vorbit câteva ore. Pă, auzi, până și tu, care pare așa mai bad boy, erai șocat. Îmi dau seama că femeile au niște metode din astea neortodoxe să facă anumite chestii. Dar da, m-a șocat ce a dus o mintea să facă. Adică e de luat în seamă. Alex, ai grijă. Un astfel de comportament. Bine, am vrut să nu discutăm despre lucruri prea intime, prea... cu... na, să ne popun într-o lumină proastă. Și am văzut că spuneai că ai și tu niște secrete. Da. De asta se numește secrete, nu vă spun nimic. Dar știți că s-ar putea să vină un task. Atunci îl aflăm. Cu telefoanele. Task-ul telefoanelor. Avem ceva de aflat de acolo? Nu, până la urmă e de dinainte să o cunosc pe Bogdana, n-ar trebui să o deranjeze pe ea personal niște chestii. Oh, câte am văzut aici. Dar... Doamne, câte am văzut aici. Dar stați un pic. În primul rând, proba sincerității până. Cine și-a șters telefonul înainte să intre în emisie? Că e simplu, că o să vedem. Am telefon de serviciu la mine. Ordin, nu, e telefonul personal, doar că am mai multe chestii de serviciu pe el, adică... Nu am nimic de ascuns. O să răspund la orice. Te știi telefon? Nu, am și uia de ascuns. Nu cred așa. Eu am dat să vorbesc cu Andreea și am spus că n-am știut nimic, dar i-am... Au rămas acolo toate mesajele, tot. A deranjat-o.